Întorcându-ne la pasajul care a fost citit și analizând acest capitol în întregimea lui, vreau să vă aduc aminte, spune Apostolul Pavel, fraților, nu vreau să nu știți, versetul 1, că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beiau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Și acum un verset care ne uimește. Totuși, cei mai mulți din ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și ceva mai ce ar trebui să luăm în calcul. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, ca să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idol ca unii din ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea și să asculați să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim, spune textul, pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei care au perit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde. Au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Astfel, cine stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Dragii mei, în jurul acestui verset și pornind, dacă vreți, de la acest ultim verset pe care l-am citit, aș vrea să ne facem o analiză în această seară. Cred că venirea noastră aici nu este întâmplătoare. Așa cum s-a spus, în vreme de pace, de libertate, cu mintea limpede, într-un confort suficient de plăcut, de benefic pentru trupurile noastre, avem harul de a asista la această binecuvântată împărtășie. Și totuși, vreau să pun o întrebare. Câți dintre noi tratăm această ofertă, această invitație, așa cum ar trebui să o tratăm? Avem aici pâine sau rodul pământului, azimă, avem rodul viței, simbolizează ceva, nu ne legăm de niște elemente văzute, trebuie să mergem dincolo la ceea ce nu se vede. Actul în sine face trimitere la sacrificiul enorm, sacrificiul deplin al lui Hristos. O jertfă fără pată. Și reiau această întrebare. Imaginați-vă că ați avea acasă un pahar de aur. V-ați permite să puneți în el mizerii, gunoaie? Imaginați-vă că avem un ochi care avem grijă enorm de el, foarte mult. Îți permiți să lași spinii să-l atingă? Avem copii, ținem la ei enorm. Îți permiți să stea lângă niște lupi sau alte animale sălbatice? Când aici e ceva așa de sacru și de sfânt, s-a plătit, numai Dumnezeu, Domnul Iisus putea să plătească, niciun muritor nu se încadra să fie fără păcat ca să poată aduce jertfă pentru păcătoși. Și s-a găsit Iisus Hristos, neprihănitul, sfântul,
Și avem posibilitatea să beneficiem de sacrificiul său. Și e un fel de împărtășire cu Hristos, zice, cine mănâncă trupul meu, mă mănâncă pe cine? Pe mine. Și îți permiți, îmi permit. Imaginați-vă, vine cineva și vă dă o mâncare deosebit de frumoasă, plăcută. Ceva foarte scump, ceva foarte valoros, ceva benefic pentru trupul tău. Îți permiți, când îți întinde mâna, să-i întorci spatele? Să iei și să arunci? Să iei și să calci în picioare? Imaginați-vă, permiteți-mi și exemplul ăsta, așa, apoi ne întoarcem la text. Dacă vi s-ar da o sumă fabuloasă de bani, nu se compară nimic cu ce a făcut Hristos pentru noi. Oricât de mare ar fi suma, oricât de mult am luat noi în calcul, nu se compară. Să zicem, 10 milioane de lire, sau cum e la dumneavoastră. Care dintre dumneavoastră zice, îi pun acolo, iertați-mă, toaletă, îi pun, poate să aprind în sobă. Unde îi punem? Știți unde îi punem? Nu în locurile în care nu ne interesează. Într-un loc în care acea valoare se poate menține. Frații mei, Hristos, unde vrea să ajungă ceea ce semnifică trupul și sângele său? Unde vrea să ajungă? Într-o inimă. Biblia spune, cuvântul trebuie să ajungă într-o inimă curată, care aduce roadă în răbdare. Și am vrut să fac această introducere, nu că dumneavoastră nu ați ști, să acordăm suficientă reverență acestuia. Să acordăm suficient respect sacrificiului lui Hristos. Păi mai scumpii mei, eu dacă m-ați fi rugat să vă duc în America, nu am posibilitatea, dar să zicem că aș fi avut. N-ar fi frumos după ce ajungi acolo, parcurgi o distanță atât de lungă, nu plătești nimic, să te întorci și să spui acelui om, mulțumesc pentru bucuria pe care mi-ai făcut-o. Să ne smulgă Hristos de jos, să ne scape de iadul veșnic și să tratăm cu atâta, eu știu, neatenție, cu atâta neprețuire acest sacrificiu, să ne ajute Dumnezeu să iubim, să ne ajute Dumnezeu să fim vrednici. Dar hai să ne întoarcem la text. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Dumnezeu care este credincios nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, să o puteți răbda. Scumpii mei, avem o mare problemă. Eu chiar mi-am imaginat, nu știu dacă, probabil și noastră v-am zis, cum ar fi fost să nu existe, hai să zic, mizerie pe lume, să nu ni se fi murdărit niciodată hainele. Tot timpul cât o iei, o porți cât vrei să nu se murdărească. Știți că evreii au pățit ceva de genul. Au purtat încălțămintele 40 de ani în pustie, s-au uzat? Nu. Cum ar fi să iei o haină și nu se mai murdărește? Probabil cei care comercializează și produc mașini de spălat sau detergenți s-ar reorienta. Dar marea noastră problemă, oricât de frumoasă ar fi o haină, oricât de bine ar arăta, ești conștient că la un moment dat trebuie spălată și nu mai poți purta pentru că e murdară. Nu mai poți purta. Ce nu înțeleg pocăiții, că și la fel, dacă vreți, e și cu omul duhovnicesc. Să nu mă înțelegeți greșit, aici zice așa, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită. Ce am vrut să spun? Noi trăim într-un mediu al mizeriei, spiritual vorbind. Păstă tot sunt ispite. La școală sunt ispite, ba și în biserică sunt ispite. Să te gândești în altă parte, să te superi. Și trebuie să fim conștienți că vrând nevrând e foarte probabil să ne murdărim.
Nu ne dorim, despre asta vrem să vorbim în această seară, dar suntem într-un asemenea context. Uitați-vă la tinerii de la orchestră, s-au îmbrăcat toți la fel și au ales aceste două culori. Nu știu dacă și peste săptămână mai putem să vorbim despre aceleași haine. Ați înțeles ce am vrut să zic. Dar revenind, ca să nu ne depărtăm, totuși, Dumnezeu vrea să ne ajute. Asta e vestea bună. Ispitiți sunt acasă, ispitiți sunt la locul de muncă. Cum spuneam, ispitiți sunt poate în cele mai sacre locații pe care noi le-am considerat. Satan e și acolo. Dar care e vestea frumoasă? Cu toate că sunt ispite, cu toate că suntem asaltați, auziți, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit ca să fiți ispitiți peste puterile voastre. Frații mei, suntem asaltați, avem copii. Și noi care suntem părinți știm cât de ușor te poate ispiti un copil. Ești bine, te rogi și pe când te rogi mai cu foc, ce face? Știți ce face? Trage ceva jos și îți dă de lucru cât îți dă de lucru. Pe când ți se pare că-s mai cuminți și în sfârșit te bucuri că s-o liniștit, pe când te duci să vezi cât de bine s-o liniștit, te neliniștești tu. Putem să luăm alte exemple concrete. Plecăm de la biserică, bucuroși, cu Domnul în inimă. Uite, au cântat orchestra, pentru prima dată am înțeles. Copii, poate aveți copii aici. A fost cântări, am stat la masă cu Domnul. Și numai în trafic să ieșim și de unde nu te aștepți și nu-ți dai seama, apare provocarea. Se strică mașina, cineva poate să staie calea. Și reiau gândul acesta, nu asta este problema. Te duci acasă, s-ar putea să vorbești un telefon. Când ești mai fericit? Când ți se pare că în sfârșit s-au liniștit apele? Și în urma acelui telefon, ești provocat. Și Hristos a fost la fel provocat. Era bine, era ok, cum spunem noi, era în regulă. Și permiteți-mi să vă citesc. Plin de Duhul Sfânt era. A fost dus de Duhul în pustie. Și ce zice textul? Ce s-a întâmplat în pustie? A fost ispitit. Se vorbește în Scriptură și nu o să detaliem despre un ceas al ispitei. Dar revenind la acest superb pasaj, Dumnezeu vrea să ne ajute. Păi cum să fac față provocării? Uitați-vă, se întâmplă, vii acasă bucuros, te bucuri, uite, în sfârșit se reunește familia. Și s-ar putea un copil, mă vorbesc despre cei mai mari, sau poate chiar partenerul de viață, tu sau ca soție, să aștepți soțul acasă, și din nimica să apară o provocare. Vorba unui frate, zice, mi-a zis soția, îți las cheia în fața ușii, cu mulți ani în urmă s-a întâmplat când probleme nu erau atâtea, nu știu, supreș, aveau ei o locație unde puneau cheia. Fratele obosit, vine acasă, ridică preșul, cheia nu-i. Vrei să intri în casa ta și nu poți. Nu-i asta o ispită? Obosit? Și spune fratele, zice, m-am tot agitat. Dar ce s-a întâmplat? Nu știu dacă a biruit ispita sau nu, asta nu mai țin minte să vă spun și nici n-ar fi interesant să spunem dacă n-a biruit-o, că nu ne ajută cu nimic, dar să zicem că a biruit-o. Și când în sfârșit a venit soția să-i dea de... atunci nici nu cred că erau telefoane să sune. Abia atunci a observat, probabil cum a pus-o, s-a dus un pic mai sub ușă și soția a pus cheia, dar cheia s-a mai deplasat puțin, el n-a fost atent și până la urmă probabil o fi biruit ispita, probabil. De-a Dumnezeu s-o biruim și noi. Dar ca să nu uităm... Dumnezeu este credincios. Nu înseamnă, dragii mei, deci am vrut să menționez exemplul ăsta, nu înseamnă că dacă Dumnezeu e credincios, nu o să ne sau nu o să permită lui Satan să ne ispitească. Nu știu dacă vi s-a întâmplat.
în biserică, spuneam. Poate zice o mică gâză, un mic neajuns, curent, unul intră când tu n-ai vrea să intre. Și Satan încearcă să profite de ocazie, să te atace, să te ispitească. Dar cine o da voie să intre? De aceea, într-un fel, noi trebuie să conștientizăm aceste momente și să fim atenți. Concret, am înțeles că aici în Anglia se pune foarte mare accent pe securitate, pe protecție, pe pază bună, cum spunem noi românii. Așa e și pe plan duhovnicesc. Când ți se pare că poate să declanșeze și dintr-o provocare a lui Satan poate să iasă un incendiu, să poți să să oprești acel incendiu. Mă uit la Hristos, haideți să ne uităm chiar pe cazul acesta. Satan a profitat de faptul că Domnul Iisus era flămând. A flămânzit, zice textul. Și foarte interesant, noi putem învăța din acest model de ispitire. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acestea să se facă ce? Pâine. N-ați văzut următoarea provocare, ceva de genul? Dar tu ești îndreptățit să te superi. Tu ești îndreptățit să-și cerți fratele. Că nu ți-a dat de mâncare, că n-a venit la timp, că n-a făcut ce a promis, ești îndreptățit. Asta parcă îi spunea Satanului Domnului Iisus. Ție ți este foame. Păi când ți-e foame, de ce ai nevoie? De peisaje frumoase? De un vânt care să te liniștească? Nu, ai nevoie de mâncare. Și pentru că nu o poți obține pe o cale potrivită, normală, folosește o metodă nepotrivită. Sunt situații în care frații s-au mai certat prin biserici. Eu vreau să facă pace, dar nu știu să facă pace într-un mod potrivit. Știți cum se face pace când îi ceartă în biserică, nu? Pleacă fiecare acasă. Dacă nu e suficientă pocăință, să tăcem. Dacă puteți tăcea, stați aici și cântăm și ne rugăm. Dar dacă nu putem abține, mai degrabă, vorba Scripturii. Când nu mai este niciun om gâlcevitor, ce se întâmplă cu cearta? Eu nu zic că asta e metoda cea mai bună, dar trebuie să detectăm momentul, provocarea. Și revin la Hristos. Vom fi ispitiți, frații mei, să obținem într-un mod nepotrivit. Spuneam de scandaluri. Unii recurg la forță. M-a supărat? Îl liniștesc. Și întreb eu, cum îl liniștești? Cu 2-3 zile de post, cu pocăință, cu cărbune aprinși, cum zice Biblia, făcând bine, cum îl liniștești? Noi zâmbim, dar așa e că nu-i ușor? Eu mă uit în viața mea. M-a șicanat poate cineva în trafic. Cum îi când ne șicanează? Cum îi? Ce zicem? Domnul să te binecuvinteze. Așa zicem, nu? Și data viitoare mă și rog pentru el. Vai ce bine ar fi. Vorba fratelui, alții, scumpii mei, înaintașii noștri, nu erau șicanați, erau bătuți, erau marginalizați, li se luau drepturile pe care ei le aveau. Și cum credeți că reacționau? Cu violență? Mai auzi câteodată, deși îți vine să te uimești, s-o strâns copiii pocăiților și l-au bătut pe unul că nu știu ce l-a supărat. E ca și cum ai zice, fiii diavolului, scumpii mei. Eu cred că Satan folosește asemenea metode. Hristos n-a vrut să obțină într-un mod nepotrivit ce nu-i se cuvenea. Poate te-a supărat soțul, poate te-a supărat soția. Și vrei să-l corectezi. Cum îți corectezi soția? Cum îți corectezi soțul? Într-un mod potrivit? S-ar putea ca cea mai bună corecție să fie iertarea sau tăcerea. Mie mi se întâmplă adesea, mai sunt rugat de persoane, poate chiar de membri din familie, să fac un lucru și mai uit. Mai uit. Și am întâlnit persoane care m-au înțeles și au zis, bine frate, te iertăm. Dar am întâlnit și persoane care mi-au spus, da, mi-au spus ce mi-au spus. Au vrut să-mi demonstreze că au și ei sabie. Nu mi-amintesc vreodată să fi făcut ceva voit, dar se întâmplă, mai uităm. Eu am fost pus în situații în care am fost ispitit, ca și dumneavoastră, dacă sunteți sinceri, să ne răzbunăm
considerând că ca și Petru trebuie să scoatem sabia și să tăiem. Noi nu mai folosim o sabie fizică, că nu ne permite legea. Dar sabia asta din limba, abilitatea noastră de a vorbi, din nefericire nu totdeauna o ținem în teacă. Să ne ajute Dumnezeu să rezistăm. Să rezistăm. Și mă uimește puterea lui Hristos. A zis, de cât timp n-a mâncat Hristos? Uitați, a postit, spune Sfânta Scriptură, n-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile, 40 de zile, zice aici, a fost ispitit. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile, a flămânzit. A venit din nou Satan și hai să ne uităm cum a răspuns Hristos, este scris, și Satan l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului. Dragii mei, unii sunt ispitiți, doar puțin facem această paranteză și revenim la textul nostru, ca să detaliem metode concrete, cazuri din Biblie, care ne pot ajuta să rezolvăm problemele noastre, ispitele noastre. L-a suit pe munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului. Și ce i-a zis? Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Este un alt gen de ispite. Sunt un fel de promisiuni, de făgăduințe, de momele, aș putea să le spun. Chiar avem un proverb, o situație când o femeie stricată întinde o cursă unui tânăr fără minte și spune printre altele, vino să ne îmbătăm de dragoste. Vino cumva să, zice aici mai multe detalii, nici nu ne face plăcere să citim cuvintele ei, dar oricum sunt niște promisiuni. Sunt persoane ispitite să joace la loto. Dar de ce joacă la loto? Se bazează pe promisiune. Dacă joci, ai șanse de câștig. Dar trebuie să fii foarte corect. Dar și de pierdere. Și mai mult e pierdere decât câștig. Eu n-am să detaliez cât poate să intre un pocăit, mai ales în zona asta jocurilor de noroc sau jocurilor de anumite probabilități de câștig. Nu este treaba mea să detaliez, dar eu vreau să detectăm momeala. Uite, unii sunt prinși, apropo de jocurile de noroc. Sau alții de imoralitate. Alții de tot felul de duhuri de înălțare, de funcții, de mândrie, de scaune. Pentru că ei cred că dacă vor avea lucrurile alea, vor fi mai fericiți, vor fi mai satisfăcuți și s-ar putea să vă împingeți soțul, să vă împingeți soția. Hai să cumpărăm și noi. Uite, mergem în magazine, acolo nu suntem ispitiți. Ce-ar fi să-mi iau și produsul ăsta? Eu știu că poate asta e alt gen de ispită, dar ideea asta, să am. Cum ar fi să am și eu un asemenea, cred că nu să supă surorile, că o să dau și eu un exemplu, o fac cu mare atenție, ca să nu rezulte altceva în urma exemplului. Poate își dorește și eu un obiect de vestimentație care l-a văzut la nu știu cine. Lăsați-mă să zic și eu de o poșetă. Vreau și aia acasă sau altceva. Un batic să fie ceva mai aproape de zona noastră, sau o rochie, o haină, sau noi frații, de asemenea, o mașină, ce vreți? Ai mașină. Dar crezi că tot ce zboară poate fi consumat? Știți că și asta e o ispită? Mulți s-au nenorocit, pentru că n-au știut să se limiteze. Dom'le, ăsta e bugetul meu, ăsta e venitul meu, vorbeam aseară, astea sunt limitele mele, tot ce trece peste asta este de la cel rău. Și pentru aceasta, dragii mei, noi trebuie să învățăm aceste metode de atac. Nu o să mai detaliez, dar permiteți-mi, dacă tot mi este deschis aici Scriptura, mi-a alergat înainte, spune textul, spuneam că nu-i plăcut să citim, dar poate prinde bine. Extinzând sfera, o femeie îmbrăcată ca o curvă, cu inima șireată. Vedeți, ispitele care ne înconjoară fac între ele și noi o anumită atracție. Eu mă uit la toate
panourile astea publicitare sau alte metode prin care se face publicitate. Iau și un exemplu, o băutură răcoritoare, n-am să dau nume. Cum e poza? E o persoană foarte fericită, zâmbetul pe față, care bea din acea băutură răcoritoare. Ce vă spune noastră poza aia? Ce vă spune? Să o cumpere sau să nu o cumpere? Asta e Satan, el așa de bine știe să ne arate o parte, dar să ne ascundă alta. Dar de ce nu spune acolo pe preț, pe reclama aia cu persoana aia încântată care bea din acea băutură răcoritoare, de exemplu, de ce nu zice acolo cât de nocivă e pentru corp? De ce nu zice, dacă bezi din băutura asta, aveți toate șansele să faceți cancer? De ce nu zice asta? Păi n-ar mai cumpăra nimeni. Frații mei, așa e și în dreptul nostru. Satan, așa le rotește, când stai și te uiți aici, cum descrie această femeie, ce eram datoare cu o jerfă. Mi-am împodobit patul cu un velitor, așteptând depozitul în Egipt. Smirnă, aloie, scorțișoară. Vă dați seama ce parfum degajă aceste lucruri menționate aici. Ce miros plăcut. Dar care e realitatea, toată realitatea? Uitați care e toată realitatea. Ca boul care se duce la măcelărie. Ca pasărea care dă buzna unde? În cel mai frumos ambar, creunțe de toate. Nu, în laț. Poate unii sunteți ispitiți să depășiți limita cu banii. Pe fondul unor promisiuni. Alții nu sunt mulțumiți cu poziția pe care o au. Uitați-vă finalitatea. Bou la măcelărie. Și acum eu sunt deschis cu dumneavoastră, cu orice risc. Cu orice risc. Nu o să vă dați seama ce înseamnă să ai mai mulți bani decât poți tu duce? Cred că primii care se pierd sunt copiii. S-au dus. Bani ai. Dar tu vezi costul. Eu am citit, este o carte scrisă în România, probabil pornește de la ceva real, meditată de cei de la Pătrăuți. O familie, n-am să descriu eu, cartea este suficient de detaliată, care a fost neapărat ispitită, provocată. Trăiau într-un ambient, cu mulți ani în urmă se descrie acțiunea, undeva prin Statele Unite, un ambient din ăsta rudimentar. N-aveau nici curent electric. Dar în schimb, ce aveau? Părtășie în fiecare zi. Că ei nu știu dacă aveau ceas. Probabil după soare se orientau. Nu aveau, viața nu era complicată. Că aveau pământul lor, mai mult nu le trebuia. Și aveau timp și de discuții, aveau timp și de părtășie, aveau timp să se plimbe și atât de frumos descrie autorul în carte cum se plimba soțul cu soția. De medicamente nu prea aveau nevoie, că ce... Nici nu prea aveau stresuri prea mari, nici nu prea aveau lucruri care se... Aveau ei ceva, tratament din astea băbești, cum avem și noi, siropuri și ceaiuri. Dar era atât de frumos, era viață în familie, era părtășie în adevăratul sens. Până când a venit dezvoltarea, zice în carte, s-a introdus curentul electric. Imediat după curentul electric, ce credeți că a apărut? Blestematul, se zicea binecuvântat, la blestematul televizor, cum era la început. Și deodată, curios, toată lumea a fost îmbiată. Lucruri noi fac viața mai frumoasă. Credeți că mai era părtășie în familie? Nu a avut bani să-și bage curent electric, dar s-a găsit un credit. Numai acum tata nu mai avea timp de stat cu familia, că trebuia să muncească în fabrică, să plătească, ce să plătească? Ratele. Și așa se termină cartea, interesant să termină. Omul nostru a ajuns singur, familia, soția și-a găsit și ea ceva de lucru, copiii cu împușcături, cu jocuri din astea, probabil pe la ecrane, sau ce erau atunci, nu știu, sau urmăreau ceva, nu mai rețin toate detaliile. Și toată fericirea lor, toată liniștea lor s-a evaporat. Și cum s-a schimbat starea lor frumoasă? Cum? Cu promisiuni. Așa se face, toată lumea își cumpără, nu vezi în ce secol trăim,
Nu vezi că ne trebuie? Oare chiar ne trebuie, scumpii mei? Chiar ne trebuie? Noi nu ne dăm seama câte bătăi de cap ne dau multe lucruri și asta am vrut să scot în evidență. E momeala lui Satan. De ce nu o detectăm? Cunoașteți versetul care spune: n-am adus nimic în lume. Bine, spunea cineva, zice, n-ar fi rău să scriem pe toate proprietățile noastre, pe toate obiectele noastre. N-am adus nimic în lume. Și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. De ce să ne legăm inima? De ce să investim în ceva? Uitați-vă, dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Nu o să detaliez, că e un subiect foarte vast ăsta. Dar e mare lucru să știi să spui stop. Bine zice în proverbe, dacă stai la o masă, cum spune acolo, la unul din cei mari, mergi la un hipermarket, imaginați-vă, că atunci nu erau hipermarketuri. Portofelul te ajută, hipermarketul vrea să-ți vândă. Pune-ți un cuțit în gât dacă ești prea lacom. Dar câți dintre noi facem asta? Eu am întâlnit un părinte, mi-a plăcut într-un fel sugestia lui, se ducea cu copiii la magazin și spunea el, zice, nu pot să, chiar să nu le cumpăr nimic. Știți ce vor copiii, da? Dar zice, le-am pus o limită. O limită suportabilă. Și nu mai văd că se duc la raft și pune mâna pe jucărie. Eu nu pot să-i zic nu, dar îi spun atâta. Să te încadrezi în limită? Nu mă încadrez, tate. El pune o limită, am spus, suportabilă, potrivită. N-am să vă dau cuantumul, că nu se potrivește cu sumele dumneavoastră. În limita pe care el o pune, își pot cumpăra, nu știu, un dulce, ceva, poate pentru consum. Ma, eu știu că diferă limite. Vrei să-și ia jucărie? Și aici pui o limită, dar trebuie să crești prețul, că sunt alte prețuri. Dar ideea de limită, asta îmi place. Dragii mei, oamenii care n-au limite se vor da peste cap. Și dacă îți place să citești, foarte bine, nu mă refer la scriptură, în general, să cunoști. Și acolo trebuie să ai limite, ca să nu mai zic de muncă. Să nu mai zic de cât îți expui trupul. Domnul să ne ajute să pricepem. Dar revenind foarte puțin la Domnul Iisus, a biruit și această ispită și această provocare. Și apoi ne întoarcem la text. A mai fost una, n-o să detaliez, Hristos a zis să nu ispitești. Este interesant să observăm că Hristos a avut arma potrivită și asta vreau să spun în al treilea rând. Deci, în primul rând, ispite sunt peste tot. Peste tot este oxigen și ne bucurăm de el, altfel n-ar fi viață. Peste tot Satan stropește, dacă vreți, și trimite ispitele. Dar nu asta este o problemă. A plouat când am început slujba. Dar ne-a dat adăpostit. Ne mai plouă acum pe cineva? Ne mai udă ploaia? Nu. Așa e și cu ispita. Ea este inevitabilă. Nu depinde de noi. Dar trebuie să găsești sursa unde să te ascunzi. Și cum am citit? Te limitezi? Nu crezi toate prostiile, toate... Îți spui, nu este pentru mine? Sau, cum spuneam, chiar dacă ești împins să te răzbuni, să-ți faci singur de tate pe o cale nepotrivită. Zile trecute aveam cu cineva o discuție care zicea, am fost oarecum împins să obțin niște venituri suplimentare, dar nu într-un mod 100% neapărat legal, că legal era, moral nu era, moral. Adică profitam de munca unor oameni și îmi intrau mie niște bani. Și el a spus, și am apreciat. A avut o abordare corectă, Domnul să ne ajute. Nu a vrut să se încarce cu ceva ce putea să fie o problemă. Și n-am să vă mai rețin mult. Un al treilea lucru. Spuneam, Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți pe dreptele voastre, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți, ce? Răbda. Multe s-ar putea spune despre răbdare. Câteodată, scumpii mei, n-ai ce face. Vorbeam că te ascunzi sub un adăpost.
Dar sunt situații în care adăpostul nu e aproape. Dar cu siguranță este un adăpost. Care este acela? Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. Se odihnește la umbra celui atotputernic. Zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea. Și acum vreau să vă fac câteva recomandări, cum ne face medicul. Am expus problema, am expus contextul în care se agravează boala și acum niște recomandări, niște soluții. Să alergi la el. Concret, sunteți ispitiți să vă întindeți mai mult decât este cazul. Deschideți Biblia. Ba, trebuie să spune, ce mă ajută că deschizi Biblia? Am deschis-o de atâtea ori. O deschizi și te apuci de citit. Nu-ți trece cu un capitol? Treci la al doilea. Nu-ți trece cu două? Treci la al treilea. Dar vrem să facem asta? Eu mărturisesc din propria experiență. Am probleme pe care nu le depășesc într-un termen foarte scurt. Și atunci îmi dau seama că e nevoie de un tratament mai lung. Și nu trece cu o rugăciune mai pe fugă, stau până simt că s-a dus tot. Și asta spune textul. Da, el te scapă. Da, el te ajută. Dar dacă ții cont de recomandări. Uitați, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, cine citește? Cui îi place Scriptura? Psalmul 73, Asaf avea multe provocări, întrebări. Știți când și-a revenit? Știți când a depășit? Spune așa Scriptura aici. Când mi se amăra inima în mine, mă simțeam să vă să mă notai, eram prost. Până când? Până am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu, și acolo aș spune eu, mi s-a luminat mintea. Eu vreau să vă mai fac o recomandare. Și am spus parcă și ieri, poate și vineri, nu mai țin minte. Aveți probleme, discutați-le, scumpii mei. Noi de asta avem frați. Uite, frate, nu mai știu ce să mai fac, nu mă înțeleg. El e mai tare. El probabil în zona aia a avut deja biruință și te poate ajuta și pe tine. Te poate sfătui și pe tine. Noi, ca și părinți, nu ne bucurăm să vină copiii să ne întrebe. Mai văd câteodată copilașii mei, eu am băieți și s-apucă și ei de meșterit. Și nu prea totdeauna le iese, nu prea totdeauna reușesc. Dar te bucur când vin și își cer ajutorul. Tati, cum să strângem, cum să desfiletăm? Să chinuie mult ei până îi dau de cap și poate nici nu-i dau de cap. Dar solicitând ajutorul, se rezolvă foarte repede. De asta noi avem frați, de asta venim la biserică, aveți slujitori aici, nu sunt degeaba puși, oameni pe care Dumnezeu i-a chemat, proroci și alții cu greutate, să ne întindă mâna și să ne ajute. Până m-am dus, aș spune eu, și am solicitat ajutorul, am spus, mă gândesc la Naaman, el a fost ispitit să plece acasă, nu i-a convenit ce a zis Elisei, dar bravo lui că s-a lăsat sfătuit de slujitorii lui și a zis, părinte, dacă ți-ar fi cerut prorocul un lucru greu, nu l-ai fi făcut? E mare lucru, scumpii mei, să fim oameni cuminți și să acceptăm sfaturile. Știți că sfatul, mustrarea, îndemnul, duc la bine, ne conduc pe calea vieții. A fost bine că i-a ascultat? Avem tineri adolescenți. M-aș bucura să poată cere ajutorul părinților. Ma poate și noi ca părinți trebuie să ne facem timp, să le acordăm încredere sau să le câștigăm încrederea. Știți că mulți dintre ei greșesc tocmai pentru că nu sunt sfătuiți și devine nu totdeauna sunt părinții. Auzim tot felul de situații care ne uimesc, poate într-un mod neplăcut. Fată care n-a spus mamei și a fost abordată de o persoană străină, necunoscută, ea nu și-a dat seama ce se ascunde. Și când a fost în pericol de moarte, la cine credeți că s-a dus? Dar în unele situații nu s-a mai putut face nimic. Pentru că atunci când a fost abordată, atunci trebuia să solicite ajutorul.
Și am un îndemn pentru tineri, în mod special, dar pentru toți. Dacă vă simțiți în pericol, acum ai, nu știu, poate ultimul tren pentru unii, ultimul ceas, ridicați o mână sus. Nu acum, nu vă pun. În sens metaforic vorbim. Trageți pe cineva de mână. Frate, soră, tu ești mai în vârstă, tu mă poți ajuta. Scumpii mei, nu știu cum să vă explic mai bine ce mult face părtășia, ce mult face deschiderea, dar în sensul bun al cuvântului. Fiul risipitor, gândiți-vă, după ce a venit fiul risipitor acasă, dacă l-ar fi întrebat alții care vreau să plece de acasă, avea ce să-i învețe? Din nefericire, unii au cheltuit, au plătit, au suportat consecințe. Să contăm pe ajutorul lor. Și, apropiindu-mă de final, n-aș vrea să pierdem totuși din vedere evenimentul pe care îl sărbăm astăzi. Și aș vrea să conexez ceea ce am spus cu ceea ce noi facem, chiar textul care s-a citit. Parul binecuvântat pe care îl binecuvântăm. Scumpii mei, se poartă multe discuții, apropo și de paharul. Nu o să intru în detalii. Ne îmbolnăvim, nu ne îmbolnăvim. L-atingem, câți îl ating, câți nu îl ating. Parcă ar fi, nu știu, dacă l-ar purta un înger și ne-ar turna îngerul direct în gurile noastre, poate unii ar avea mai multă încredere. Totuși, eu cred că îngerii sunt aici. De ce? Nu e un simplu pahar. Asta vreau să spun în primul rând. Asta zice versetul 16. Paharul nu e la de la noi de acasă. Eu știu că arată ca un pahar normal sau ce aveți dumneavoastră aici, potir sau ce este. Arată normal. Dar cum îl numește textul? Cum îi? Păi, scumpii mei, ce-a binecuvântat Dumnezeu? Mai putem noi numi blestemat? În pericol să ne facă rău? Da, eu n-am curajul, ca și dumneavoastră toți, să mănânc după alții. Să nu respect niște reguli minime de igienă. Este normal, este foarte bine. Dar totuși, Dumnezeu, trebuie să-L învățăm noi pe Dumnezeu, să-I dăm lecții. Doamne, vezi că nu faci bine. Altfel ar fi rânduit Hristos cina. Știți că Iuda era acolo, Iuda avea și el comportamentele lui. Nu o să intrăm în detalii. După ce se rostește binecuvântarea sau după ce Dumnezeu binecuvintează, concret, ce ar trebui să ne streseze, să zic, pe noi? Preiubiții mei, versetul 14, uitați cu ce trebuie să ne stresăm noi. Fugiți de închinarea la idole. Frații mei, nu trebuie să purtăm noi grijă la Domnul, o poartă El. Și cu paharul, și cu purtatul paharului, și cu datul paharului, și cu umplutul și cu scăzutul paharului. O poartă El. El ne poartă și ne duce în rai, că fără ajutorul Lui tot nu putem ajunge. Dar ce ne poate împiedica? O inimă rea și necredincioasă. Numai ca să termin ideea asta, nu mi-am propus eu să o abordez, dar dacă s-o evit ocazia, o termin. Zice în Apocalipsa, cât despre fricoși, cât despre necredincioși, și lista lungă, scârboși, ucigași, curvari, 21:8. De ce Scriptura incriminează pe cei fricoși? De ce? Pe mine asta mă uimește, subii mei. Nu-i frică să ne uităm la prostii, să pui acolo degetul și să dai click, asta nu ți-e frică. Dar să pui mâna pe pahar, ți-e frică. Nu vi se pare ciudat? Să zicem că într-un context, iau și eu prin absurd, paharul ăla nu a fost bine spălat și nu știu când am pus mâna, eu cred că ce binecuvântează Dumnezeu este binecuvântat. Eu cred că nu se poate ceva ce Dumnezeu a atins să producă moartea. Dar să zicem că nu știu ce s-a întâmplat pe exterior sau altceva. Bun, în cel mai rău caz, luați-o la extremă, spun, s-a întâmplat ceva cu trupul meu, dar tu nu te temi de suflet? Atingi toate prostiile pe telefon și acolo nu mai e o problemă. Nu mai e problemă. Și aici te temi de un pahar că gata, nu știu ce ți se întâmplă. Păi știi ce zice Biblia? Chiar dacă trupul ăsta se stinge și moare, ce e mai important?
sufletul, omul interior. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Eu nu cred că asta aduce moarte. Nu, nu e treaba mea să... Doar am menționat, nu intru în detalii, nu explic acum. Dar ca idee. Asta zice textul. Dacă chiar vreți să vă păziți, dacă chiar vi frică, să vă fie frică de ce trebuie, nu de ce nu trebuie. Uite, avem copii și iertați-mi exemplu, da? Asta este. Îi schimbăm când sunt mici, da? Îi schimbăm. Și o facem cu drag. Nu ne place să-i schimbăm, adică nu este un gest pe care l-am dorit, dar dacă se întâmplă, și e normal să întâmple toți, la toți copiii, se întâmplă, îi schimbăm. Te-ai spălat pe mâini, ești atent să cureți, să speli, dați cerți copilul pentru asta? Să prea poate întâmpla, frații mei, la cina Domnului, să se mai întâmple chestiuni nedorite. Știu că se face și aici spălarea și da, poate unele persoane nu sunt suficient de atente sau se mai întâmplă. Se întâmplă. Dar cu copilul tău ce faci? Când e murdar și miroase urât, ce faci? Îl scoți afară din casă? Câtă dragoste e în noi că nu putem să îngăduim pe frații noștri. Unele persoane sunt mai atente, mai selecte, poate, în privința asta. Dar cum ai avut milă și îndurare de copilul tău și l-ai iertat și l-ai spălat și l-ai șters și poate chiar te-ai murdărit și ai avut grijă să te speli după aceea, a luat aceeași milă fratelui tău care vrea să se împărtășească cu tine, vrea să se spele cu tine pe picioare. Avem această disponibilitate? Ne mai ducem până unele biserici și probabil unii n-au văzut de mult apa și săpunul. Poate nu e intenționat, s-a întâmplat, o excepție, nu a apucat. Eu m-am pățit odată, din nefericire, sper să învățați din greșeala mea sau din ce mi s-a întâmplat mie. Am vrut să evit o locație în adunare, zic, mai mă pun acolo, că acolo e mai păzită. Numai, cred că Domnul vrea să-mi dea o lecție, numai după ce m-am așezat, mi-am dat seama lângă cine m-am așezat. Unde putea fi mai rău? Venise o persoană care degaja un miros destul de neplăcut. Și acum am avut două posibilități, stau acolo sau plec. Cum s-ar fi simțit persoana aceea dacă plecam? Cum s-ar fi simțit? Da, eu eram spălat, cum eram, da? Atent, cât de cât. Și îl abandonez? Îl las acolo? Păi, scumpii mei, suntem noi frați? Suntem noi frați? Arătăm noi iubirea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o nouă? El ne-a abandonat pe noi când am fost păcătoși și a zis, gata, cu voi nu mă mai împărtășesc, că voi nu sunteți atenți sau una sau alta? Nu! Și-a făcut milă de noi, a coborât în lumea noastră. Se vorbește despre chenoză, dezbrăcarea de sine a lui Hristos, a luat chip de om, ca să folosim cuvintele Scripturii. Și n-a zis că e prea greu. Să ne ajute Domnul și pe noi să facem asta. Și încă un detaliu și cred că acesta e suficient, că am vrut să fac această încheiere legată de cină. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, că toți luăm parte din aceeași pâine. Nu o să vorbesc despre unitate, nu o să vorbesc despre faptul că suntem mulți, ci vreau să menționez în final, cum am spus chiar de la început, trebuie să trecem dincolo de ceea ce se vede. Poate copiii care sunt în sală și-ar dori și ei să fie serviți. Bineînțeles că nu este posibil. Dar câți dintre noi, când întindem mâna, când înghițim, mestecăm, când bem din pahar, câți dintre noi trecem dincolo de ceea ce se vede? Să iau un exemplu concret. Uite, imaginați-vă un soț și o soție care au fost despărțiți pentru o vreme, un război, un necaz, se întâlnesc. Și imaginați-vă că se țin de mână atât. Sau se îmbrățișează. Tu te uiți doar la două mâini care sunt strânse una de alta? Sau îți dai seama că între ei e ceva mai mult, ceva care nu se vede? Și unii plâng, nu mai pot să-și mențină bucuria, faptul că s-au revăzut. Vă dați seama ce se transmite între cei doi? Ceva de genul e aici. Avem din nou bucuria să ne întâlnim cu Domnul și îl ținem de mână.
luând această bucățică, figurativ vorbind. Eu nu cred că greșesc dacă spun că El ne atinge în aceste momente. În sensul în care înțelegeți. Mă atinge, Domnul. De asta spuneam la început că trebuie să avem această viziune asupra împărtășirii. Nu, am luat bucățică, așa se face. Să dă și la noi niște bucățele, să dă din pahar și am luat. Ca și când am fi luat. Nu e adevărat. Se produce ceva și revin acest exemplu. Venim acasă, hai să iau alt exemplu. Și îți vine copilul și sare în brațe. Nu știu cum sunteți noastră, dar noi ca și părinți sau eu cel puțin, îl strâng la piept. Și ce face el? Pune capul pe umărul meu și nu zic, gata, te-am pus, jos. El vrea să stea acolo. Preț de câteva momente, poate minute chiar, el vrea să stea acolo. Și se vorbește în literatura despre acelitate că se transmite, e nevoia aceea de, nu știu cum se numește, să vă spun exact, demonstrăm atașamentul, se dezvoltă atașamentul. Tot așa, frații mei, la cină se dezvoltă atașamentul nostru de Hristos. Și singurul meu gând de final acesta este, luați așa cum trebuie luat, în sensul profund al luării, nu într-un sens superficial. Dumnezeu să ne ajute. Amin.